copilăria multora dintre noi este legată de odaia frumoasă, încăpătoare, cu un aer proaspăt în care domneau cele mai de preț obiecte, numită Casa Mare. Din fericire, mai sunt familii care păstrează cu sfințenie obiceiurile și valorile strămoșești. Un exemplu în acest sens este cea a Mariei Minciună, din satul Slobozia Mare, raionul Cahul. Și aici îi zicem noi că o casă mare. Cum? De ce se zicea Casa Mare? Înainte că nu intra fiecare sau copiii să intre când vor ei în Casa Mare. Așa că ne dădea mama voie să intrăm, să vedem. Pentru noi era o curiozitate. Acolo era sandâcul cu toate lucrurile păstrate, cu sfințenii de ani de zile, lucrurile curate. Deci se păstrau într-o stare impecabilă. Era un pic mai întunecat, mai răcoare acolo, curat. Tot timpul se păstra toate cele. Așa cum eu am o valiză care de până anii 50 a lui tata meu din armată, care am mai găsit-o, că sandâcul nu l-am. Și uite, se păstrau așa lucrurile. Ți-o minte când ne deschidea mama sandâcul, era curios să vedem ce e așa frumos, toate așezate, păturite, uite, așa, matice, cusuturile astea, uite, așa, uite, astea sunt tot cusuturi de astea vechi, păstrate, tot de familie, uite, toate puse, așezate așa frumos și ele la loc întunecos aici, închis, se păstrează. În această încăpere se află cele mai scumpe lucruri ale familiei, lada cu zestre, vestimentația și bijuteriile. Avem prosoapele iarăși, care și la noi în zona de sud, tradiționale astea din pânză, țesute din timpuri străvechi, care se țeseau ei din vermea de mătase, din gogoșcă la noi. Și eu când eram copil, încă se mai creșteau în sat, femeile aveau câte o cameră întreagă de verm, de aia și făceau gogoșele alea frumoase, le adunam și uite să făcea pânza asta, ca și să vede prin ea, e ca o mătase foarte fină, foarte trainică, deoarece au peste 100 de ani, ele totuși s-au păstrat foarte bine. Costum de a mătușii mele, cred că ea când era tânără mireasă la un material așa foarte fin, care acum de fapt sunt revenite și se poartă foarte bine de asta de pânză, o cămașă, că ea e așa, nu e cum sunt ele astea, ele sunt cămăși, de fapt. Cuseau cu inițialele mătușii pe aici. Aici avem o șalincă care tot se purta, se legau, de fapt, bătrânile cu ele la noi în zonă. Avem cheptarul, tot într-un postav, la asta îi spune țesut, era cu umplut cu lână aici, care le purtau iarna, că nu aveau paltoanele alea cu mânecă lungă sau cum sunt acum. Da, peste niște hăinuțe așa mai subțiri, luau cheptarele astea de lână și le țineau la spate. Ele sunt dintr-un aur turcesc, de fapt, că el trebuie curățat și asta. Pe timpuri, mama mea, ți-o minte, tot avea cercei din aștia, din aur turcesc, așa era mai galben. Și le puneau, le înșirau așa pe o bentiță și le purtau la gât. Astea au, cred că în jur de 150 de ani au. Un loc sacru din Casa Mare este ungherul de la Răsărit, unde pe o policioară triunghiulară se pune icoana. Partea de sus a ei este acoperită cu un prosop alb, ce creează o atmosferă de liniște. Aici avem o... Ca e ca o față de masă, ca un așternut, era de fapt de bunica mea făcut. Are scris numele de fata lui bunica mea, cu litere cu chirilică, Sofia Golea. Ea născut în anul 1900, deci s-a păstrat. Asta e într-o stare foarte bună, că ele se păstrează în sandâcuri, cum sunt la noi, închise. Într-un colț al camerei zărim și o covată din lemn, în care pe timpuri gospodinele făceau aluatul pentru pâine și cozonac. Covata veche... Asta tot e, cred că, dinainte de 1900. Cu mătușa mea făceam pâine aici, cu colaci, cozonac, pasca, cum zici la noi, că la noi zice la cozonac, e pasca așa, în zona de sud la noi. Și făceam covata asta plină. Și eu acum folosesc la cuscuți, cum a învățat mătușa mea. În prezent, în această cameră decorată cu spice de grâu, stăpânii casei își primesc oaspeții cu vin aromat și bucate tradiționale. Așadar, ușile Casei Mari a familiei Minciună sunt deschise în cazul în care vreți să faceți un mic popas la sudul Moldovei.